Bună ziua, dragii mei raci! Și bine v-am regăsit astăzi la o nouă etalare generală. Să vedem uh, ce va fi pentru voi în următoarea perioadă, în următoarele două săptămâni, începând de pe 5 până pe 19 decembrie, perioadă când încă se muncește, când oamenii încearcă să facă uh, lucruri mărețe. Să vedem ce se va întâmpla pentru voi. Iată, dragă! Uh, Dragă RAC, că vine în această etalare regele de spade. Acest rege vine să taie în stânga și în dreapta în viața ta. Se pare că sunt anumite evenimente care te tulbură în această perioadă, anumite lucruri care este posibil să nu-ți iasă așa cum ai dorit. Și atunci este posibil să trebuiască să vii cu o decizie tranșantă și să tai în stânga și în dreapta în sensul că Uh, acele lucruri care nu ți mai sunt necesare le vei scoate din viața ta, la fel și acele persoane pe care uh, nu le mai consideri uh, uh, a fi necesar să le păstrezi în viața ta, la fel le vei elimina uh, de pe listă, ca să spunem așa. Uh, nu vei mai considera uh, oportună întâlnirea cu anumite persoane în viața ta. Pentru că uh, vei lua decizia că de unul singur sau de una singură reușești să faci mult mai bine lucrurile și este posibil să ai dreptate. Uh, depinde acum și uh, ce vei dori să faci pe mai departe. Uh, văd aici că multe decizii importante uh, este, este cazul să le iei uh, și în ceea ce privește relația ta de cuplu. Uh, probabil că ești presat sau presată de uh, partenerul sau de partenera ta să, faceți anumite, să, fa să faci anumite schimbări în viața ta sau să uh, faci tot posibilul să ajungi la un anumit nivel, uh, probabil și în domeniul pro profesional. Pentru că văd că acest, par acest partener sau această parteneră își dorește cât mai multe lucruri uh, de la tine. Uh, de la viața voastră în general. Să mai vedem încă o carte, dragilor. Iată că avem aici cinciul de băte, dragă rac. Această carte aduce în prim plan o, un conflict care are loc la nivelul tău interior. Se pare că uh, ești foarte contradictoriu în această perioadă. Simți așa o, un tumult de sentimente în interiorul tău pe care ai vrea să le exprimi, dar uh, simți că dacă ai face o ai da greș, uh, te ai îndrepta spre o direcție pe care nu o dorești în viața ta, așadar îți reții sentimentele și acest lucru nu ți face bine. Uh, în acest sens, văd că unii dintre voi sunteți atât de copleșiți de sentimente, și aceste sentimente nu sunt unele dintre cele mai bune. Atât de copleșiți vă simțiți în această perioadă încât văd că resimțiți nevoia să cereți părerea unui specialist. În acest sens, văd că unii veți lua calea unui psiholog. Veți consulta acest psiholog și veți face foarte bine pentru că acesta vă va canaliza gândurile și sentimentele spre o anumită direcție mai pozitivă în viața voastră, și vă va ajuta, vă va ghida astfel încât să vă găsiți singuri direcția. Da, în același timp, dragii mei, ați putea să cereți singuri ajutorul ghizilor spirituali ai îngerilor, ai arhanghelilor, pentru că aceștia vă pot ajuta de fiecare dată când aveți, când sunteți în dificultate sau când aveți așa gânduri mai întunecate. Aceste două cărți au ieșit pentru voi, dragi raci, și să mai vedem o carte din partea oracolului. Iată că acest mesaj a ieșit pentru tine. Vindeci probleme de familie. Viața ta amoroasă beneficiază pe măsură ce îți ierți părinții. Este foarte important dacă vrei să ai succes în viață și uh, cel puțin în viața personală, în viața de relație, este foarte important să-ți ierți părinții pentru că uh, de acolo uh, ne vine cea mai deplină liniște uh, și uh, cea mai mare posibilitate de reușită în viața noastră personală. Uh, dacă am făcut acest pas, vom putea, ne vom putea îndrepta atenția liniștiți și relaxați spre relația noastră. Și următoarea carte, iată că îți spune că nu este suficient. Ești frustrat în relație, nu prea ai încredere, te sabotezi singur, ai anumite frici, probleme de ego și simți gelozie. Da, dragul meu sau draga mea, iată câte probleme uh, sunt pot fi într-o relație. Se pare că nu prea ai încredere, iar persoana ta nu îți, nu îți uh, uh, inspiră această încredere. Uh, ai anumite sentimente de temeri, de frică uh, de a avansa în această relație, așa încât îți vine să abandonezi situația. Sau te simți, te simți trădat trădată pentru că ai acest sentiment de gelozie când vine de vorba de partenerul sau de partenera ta. Ar fi bine să te centrezi din nou, să cauți ajutor în exteriorul tău sau să ceri ajutor divin. Acestea fiind spuse, dragii mei, aceasta a fost etalarea mea pentru raci. Vă mulțumesc mult pentru vizionare, vă invit și la alte etalări pe viitor. Toate bune!